despre stimulare. Cred că nu s-a atras destulă luare aminte asupra unui fapt caracteristic acestui nou sfert de viac de curând început. Faptul că stimularea gândirii și imaginației vine tot mai puțin de la viață și lume și tot mai mult de la cultură, îndeoseb de la cărți. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu e vorba aici despre ceea ce poate forma obiectul gândirii, ci despre ceea ce stimulează gândirea. Se poate gândi foarte bine în marginea cărților, în marginea unui gând scris, fără ca acest lucru să fie păgubitor sau ineficace. Cărțile, cum spuneam, sunt și ele obiecte și ca atare pot alimenta gândirea ca oricare alt obiect. A fi stimulat însă de un gând scris, avea nevoie de o carte sau de un fapt împlinit de altul pentru a descoperi prin ele anumite adevăruri personale, este cu totul altceva. Vedeți, dumneavoastră, este o mare deosebire între a te folosi de ceva și a fi stimulat de ceva. Un om perfect nu poate respinge nimic din tot ce a adunat experiența omenirii până la el. Nu poate respinge așadar nici cărțile. Când e vorba însă de a gândi asupra tainelor și vieții, asupra drumurilor și sufletului, el trebuie să găsească stimularea acestei gândiri creatoare și imaginații înțelegătoare în însăși viața din el și din jurul lui. Căci orice gândire stimulată de altă gândire este provizorie și ineficientă. De aceea, faptul că oamenii gândesc tot mai mult pe cultură și tot mai puțin pe viață, ni s-a părut destul de reprezentativ pentru a-l discuta în acest articol. De la început trebuie să remarcăm un lucru. Acești oameni gândesc personal și caută interpretări personale în marginea unor anumite cărți. Este foarte ciudată această încercare de a-ți exprima originalitatea gândirii plecând de la o carte în care oamenii de care vorbim văd adesea un simbol, iar nu de la viață. Eu nu spun că acești oameni nu cunosc viața, nu i-au experimentat culmile și prăpăstiile, nu i-au gustat amărăciunile și bucuriile. Nu pot spune aceasta pentru că un Miguel de Unamuno a gândit pe cartea lui Cervantes, un Șestov pe literatura lui Dostoevski, un Zimăl pe arta lui Rembrandt. Pot spune însă că toți acești oameni, deși cunosc viața, nu sunt stimulați în gândirea creatoare, în înțelegerea largă a vieții, decât de cărți și de operă de artă, de fapte împlinite de alții. Și ceea ce este mai interesant, toți acești oameni își găsesc originalitatea în interpretarea lucrurilor altora. Cele trei nume menționate mai sus ilustrează perfect cele ce voiam să spunem. Originalitatea lui Unamuno, de pildă, nu constă în faptul că a gândit asupra vieții într-un mod personal și și-a exprimat această gândire stimulat de propria sa descoperire, de propriul său izvor. Nu! Originalitatea lui Unamuno constă în faptul că a gândit în jurul vieții lui Don Quixote, în jurul textului lui Cervantes, pe care l-a înțeles și interpretat original. A văzut în Don Quixote un simbol sau un erou și l-a urmărit pas cu pas, silindu-l să gândească cele ce gândea el, să spună cele ce credea el. Ciudățenia aceasta, care a fost atât de aplaudată la început, aproape că mă neliniștește. Bine, domnule, dacă ai atâtea lucruri originale și personale de spus, de ce îți iei un pretext exterior? De ce ai nevoie de un stimulent și de un vehicul străin care să-ți poarte gândirea? De ce nu spui pur și simplu: asta gândesc eu despre lume și despre viață, în loc să
silești pe alții prin interpretare să spună acest lucru. Înainte vreme, un scriitor care voia să spună ceva despre viață sau despre moarte scria sus pe carte: despre viață sau despre moarte. Și începea să-și aștearnă gândurile după cum se pricepea. Mai bine sau mai rău, cu experiența lui și cu experiența altora. Acum există o modă nouă. Acum scrii pe carte Dostoevski sau Nietzsche și începi să spui ce îți trăsnește ție prin cap despre tot ce ar fi putut gândi sau nu gândi Dostoevski și Nietzsche. Ai crede la prima vedere că e vorba de comentarii. Dar în cazul gândirii stimulate de care ne ocupăm, comentatorul trece pe primul plan. Bietul Nietzsche sau bietul Dostoevski sunt simple pretexte ca să-ți poată spune el ce crede despre viață și despre moarte. Nu întâlnești o interpretare organică și critică a gândirii lui Nietzsche sau a lui Dostoevski. Întâlnești lucruri originale, interpretări simbolice, arbitrare, fără niciun Dumnezeu, toate obținute prin stimulare. Autorii mari au slujit drept excitant, apoi au fost trecuți pe al doilea plan. Ei sunt chemați numai ca să justifice gândirea pe care au stimulat-o. Interpretarea sau simbolismul pe care, prin opera lor, le-au făcut posibile. Căci dacă nu ar fi existat ei, fără îndoială că n-ar fi existat nici toate acele gânduri țesute în marginea operei lor. Se răspândește tot mai mult în zilele noastre moda de a răstălmăci și de a inventa simboluri. Simboluri în orice. În eroii cărților celebre, în personajele biblice, în viețile imaginare, în realizări plastice, în experiențe artistice. Faptul se pierde adesea sub simbol, este strivit de interpretare. Este o foarte ciudată pornire, nu spre abstract, ci spre abstractizare. Viața și faptele se transformă în simboluri, în tâlcuri, în semnificații. S-ar spune că anumiți moderni sunt incapabili să mânuiască realitățile, să le prindă direct în înțelegerea lor și atunci le sterilizează și le prefac în abstracțiuni, singurele pe care sunt în stare să le înțeleagă și să le justifice. Această pornire spre simbol și spre răstălmăcire explică succesul și abundența interpretărilor marilor autori sau marilor artiști. Căci îndată ce ai renunțat să interpretezi real și critic o carte sau o operă de artă, câte tâlcuri ascunse nu inundă imaginația, ce ocean de asociații și de simboluri, ce junglă de ghiciri și revelații. Și astfel se naște o literatură filozofică în care găsești și lirică, și metafizică, și teologie, și pornografie, care te impresionează prin paradox și prin iureș, prin bogăție și diversitate. Este opera perfectă a unei admirabile gândiri și imaginații stimulate.